Merge, merge. Domnule Oșteanu, care sunt concluziile după acest meci? Bună seara. Concluzii. N-ar fi prea multe de spus. Am întâlnit un adversar puternic, cu o calitate tehnică peste medie, cu putere foarte bună. Mă refer aici la forța lor în duel. Și asta s-a văzut pe teren. Și e foarte greu de jucat. Așa cum probabil că CFR-ul resimte meciurile internaționale, așa am resimțit noi la momentul ăsta jocul cu CFR. O a doua repriză mai bună, dar și ei au oprit puțin motoarele, s-au simțit puțin. Au fost și noi niște schimbări, dar s-a simțit. Au vrut să oprească puțin motoarele. Eu au conservat puțin rezultatul și e normal pe undeva. Chiar de ziua lui George Micle a greșit la acel prim gol. Asta e, se întâmplă. Important e să tragă el niște concluzii, să joace puțin mai repede, să se informeze mai repede, să ia decizia mai repede și execuția la fel să o facă mai repede. A apărut CFR ca o echipă care se va lupta pentru titlu? Cu siguranță se va lupta pentru titlu. Este o echipă cu... cu ștaif. Ok, mulțumim. Mulțumesc frumos. Hai, v-am pupat.